Biserica veche din Buteasa se află de mai multă vreme pe lista obiectivelor din județ aproape de colaps. În această categorie a fost inclusă de specialiștii Direcției pentru Cultură Maramureș, care au atras atenția că are nevoie de reabilitare, altfel riscăm să rămânem fără ea. Ieri, din cauza zăpezii, acoperișul imobilului a cedat. Ce este interesant este faptul că s-au făcut de anul trecut demersuri în vederea efectuării mai multor lucrări. Autorizația a fost solicitată din decembrie, acum am primit-o ieri. Și, adică, mă rog, preotul, că pe numele proprietarului se face cererea și se va face consolidarea turnului. Primele acțiuni de consolidare a turnului, pentru că turnul era cel mai puțin afectat și în starea cea mai bună și înainte. Și să nu cumva să se întâmple ceva, legăturile dintre restul construcției și turn fiind afectate, să nu cadă. Și, din fericire, sunt pereți în picioare, deci măcar aceasta este, din punctul de vedere al arhitecților, o veste bună. Reprezentantul Direcției pentru Cultură Maramureș speră ca biserica să fie reabilitată până la urmă. Noi vrem acolo să facem la Buteasa și stabilirea prin cercetare dendrologică a datării, este material din mai multe surse, se pare, în biserică. Deci să fie științific, să fie corect din punct de vedere arhitectural și să ne dea și informații. Asta am urmărit, să fie ca un exemplu viitor de a lua măsuri. Există încercarea de a actualiza proiectul vechi din 2008 pentru restaurarea completă, care va necesita avizul, toate avizele de la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice. Deci sunt cumva două lucruri foarte importante. Odată să o salvăm, să o stabilizăm, eventual să o acoperim cu o folie și apoi să se înceapă o cercetare și o restaurare. Biserica de lemn este inclusă pe lista monumentelor istorice și a fost realizată în secolul XVIII.